un studiu despre cele 10 porunci dintr-o perspectivă cu totul diferită. Acum, știți foarte bine că originea păcatului a fost în cer. Spune în Ezechiel că Satana era un heruvim. Aia nu sunt decât doi în Biblie, sunt mai multe tipuri de îngeri. Aia sunt cei doi care acoperă în stânga și în dreapta tronul. Deci Satana a fost unul dintre cei doi care acoperau tronul unde era prezența lui Dumnezeu. Deci cea mai mare apropiere de Dumnezeu, chiar acolo. Și spune că ai fost făcut perfect, desăvârșit, până în clipa în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Și care a fost nelegiuirea? A zis în inima lui, o să fiu ca Dumnezeu. Mândria, dorința ca el să devină Dumnezeu, dorința ca el să controleze, dorința ca nu Dumnezeu să fie șeful, ci el să fie șeful. Și asta a dus la păcat și păcatul spune în Romani că duce la moarte. Iar în 1 Ioan că plata păcatului este e moartea și că păcatul este călcarea legii. Care este legea? Noi știm că Biblia toată este inspirată de Dumnezeu, dar nu scrisă cu degetul lui Dumnezeu. O singură porțiune din Biblie, cele 10 porunci, sunt scrise cu degetul lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de important poate să fie dacă Dumnezeu însuși le-a scris. Și acum, haideți să ne uităm puțin peste ele. În societatea noastră, foarte mulți spun că poruncile nu mai sunt importante. Cei ce sunt importante sau nu? Da, toată lumea doarme. Ok. Unii spun că nu mai sunt importante, unii spun că sunt vechi, unii spun că trebuie interpretate, alții le țin la literă, dar nu la spirit. Din cauza asta, societatea suferă așa de mult. Dacă vă uitați în Proverbe 7 și în Deuteronomii 30 și multe alte versete, Iisus le spune, adică Dumnezeu le spune, să țină poruncile. I-a spus lui Moise, i-a spus lui Iosua, la toți ceilalți. Să țină poruncile și dacă vă ține poruncile, vor fi binecuvântați. Vă amintiți? Țineți toate cuvintele legii și voi fi cu voi, vă voi binecuvânta, vă voi păzi, vă voi da victorie peste dușmanii voștri. Călcați poruncile și veți fi blestemați. Și dacă vă uitați în istoria poporului Israel, foarte important, noi ne uităm de ce se întâmplă, ce se întâmplă în viața noastră. Și noi credem că dacă nu mâncăm porc și mergem sâmbătă la adunare, înseamnă că ținem poruncile. Va trebui să le înțelegem puțin mai în profunzime. Vă uitați în istoria Israelului. Când Israelul ține poruncile lui Dumnezeu, toată națiunea prosperează, toată națiunea o duce bine, toată națiunea ajung să cucerească dușmanii și vrăjmașii și vecinilor, sunt binecuvântați, grădinele sunt binecuvântate, natura e binecuvântată. Când ei calcă poruncile, merg în sclavie în Babilon sau merg în sclavie în Asiria sau sunt bătuți de filisteni sau sunt loviți de inamici, recoltele sunt bătute, nu au ploaie, nu au... De câte ori se răzvrătește și nu simt poruncile Dumnezeu, de atâtea ori sunt blestemați. Chiar și la sfârșit Dumnezeu le prezintă prin Moise muntele fericilor și muntele blestemurilor. Și dacă vă uitați cu atenție, condiția este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Și o să vedeți câteva lucruri interesante despre porunci. Aici, acolo, că dacă vă ascultați, vă binecuvântați și dacă nu, veți fi blestemați. De ce? Nu pentru că Dumnezeu îi blesteamă neapărat, ci pentru că poruncile sunt expresia caracterului Dumnezeu. Și când ții poruncile, Dumnezeu poate să vină cu prezența Lui. Dacă nu le ții și ar veni Dumnezeu, te-ar topi într-o secundă. Când ții poruncile, Dumnezeu poate să vină în prezența ta, să locuiască în mijlocul tău, să locuiască în casa ta, în familia ta, să locuiască cu tine. Când vine Dumnezeu, după Biblia ebraică, pune un șalat. Ce este șalat? Este un zid de protecție în jurul familiei. Și nu se întâmplă nimic decât ce îngăduie Dumnezeu. Dacă nu îngăduie El, nu se poate întâmpla. De exemplu, Satana vrea să-l atace pe Iov și spune, nu pot să-l atac pentru că ai pus un zid de protecție în jurul lui și a familiei lui. Dă la o parte zidul de protecție și să vezi dacă nu o să te blesteme în față. Cuvântul e șalat. În greacă este panoplia, de unde în engleză e cuvântul panopli, o acoperire care se pune peste pat, așa să nu vină țânțarii. Deci, șalat ăla e un zid de protecție, care în momentul în care oamenii calcă poruncile, Dumnezeu nu neapărat că îi blestemă, ci Dumnezeu se retrage. Și atunci Satana are drum liber să-i atace. Amintiți-vă, în pustie, când ei s-au răzvrătit în problema Dumnezeu, i-au mușcat șerpii veninoși. Și spune acolo că Dumnezeu a trimis șerpii. Dacă vă uitați în Deuteronomi, când Moise repetă istoria, spune șerpii erau în pustie tot timpul,
Dar în momentul în care a scălcat poruncile, Dumnezeu și-a retras protecția și cuvântul eșalat și în clipa aia șerpii care erau acolo v-au atacat. Satana e tot timpul în jurul tău ca un leu care te urăște, tot timpul încercând să te distrugă. În momentul în care te depărtezi de Dumnezeu și Dumnezeu se retrage, Satana are acces. De aia vorbește de armura lui Dumnezeu care trebuie să o ai pe tine și de prezența lui Dumnezeu. Și acum să mergem puțin înainte. Cele 10 porunci nu sunt, cum zice societatea noastră, 10 reguli dure și grele care Dumnezeu le cere ca să ne facă viața grea, ci sunt în ebraică 10 făgăduințe. Deci, când Dumnezeu le-a dat în cuvântul în ebraică, zice cele 10 făgăduințe, cele 10 binecuvântări, nu cele 10 porunci. Cuvântul decalog a apărut mult mai târziu din greacă, deca înseamnă 10 și logos înseamnă cuvinte, cele 10 cuvinte. În realitate, în ebraică, în original, sunt cele 10 binecuvântări. Cele 10 promisiuni. Și o să vedeți de ce. Și oamenii fac greșeala să înceapă poruncile din Exodul 20. Sunt în mai multe locuri prezentate, în Leviticul 19, în Deuteronomii 5 și așa mai departe. Dar în Exodul 20 să înceapă porunca 1 de la versetul 3. În realitate, în original, porunca 1 începe de la versetul 2. Și foarte interesant, versetul 2, care e? Care credeți că e porunca 1? Să nu ai alți Dumnezei? E, nu e aia. Deci așa, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din Egipt, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și cuvintele astea, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, în engleză, I'm your Lord, who delivers you, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cuvintele astea în porunci sunt ca un refren, ca un corus la o cântare. Se repetă după fiecare strofă. Vinerea seara, când începeau sabatul, cântau cele 10 porunci, era o cântare specială care o cântau evreii și după, înainte și după fiecare, înainte și după fiecare, înainte și după fiecare poruncă, se repeta corul ăsta. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din robie, porunca 1. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din robie, porunca 2. Eu sunt Domnul, m-ați înțeles? Și dacă vreți să vedeți, uitați-vă în Leviticul 19, că acolo așa sunt prezentate. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău și apoi mai spune o poruncă, eu sunt Domnul și mai spune o poruncă. De ce treaba asta? Foarte interesant. Dacă vă uitați în ebraică, nu spune să n-ai alți Dumnezei, să nu furi, să nu omori, să nu minți. Nu este să nu, ci este nu o să. În engleză you shall, nu zice do not, you shall. Nu zice să nu furi, zice nu o să furi. Dacă eu sunt Dumnezeul tău, dacă tu mă alegi pe mine, dacă tu mă accepți pe mine să fiu Dumnezeul tău, îți promit eu, te asigur eu că nu o să ai alți Dumnezei. În ebraică, modul în care sună, în gramatică, sună ca promisiuni. Dacă tu mă primești pe mine, este un condițional, dacă tu mă accepti pe mine să fiu Dumnezeul tău, în momentul în care eu intru în viața ta, îți promit eu că nu o să ai alți Dumnezei. Dacă tu mă accepti pe mine să fiu Dumnezeul tău, în momentul în care intru în inima ta, nu o să minți, nu o să furi, nu o să înșeli, E o promisiune, nu este o cerință. Bineînțeles că sunt cerințe, dar Dumnezeu spune, eu voi face lucrurile astea pentru voi, eu o să vă dau o inimă nouă, eu o să vă schimb inima de piatră, eu o să le sap în mintea și în inima voastră, Dumnezeu le-a dat, cum spun oamenii, legământul nou și legământul vechi. Vă amintiți? Cele două legăminte. Care e diferența dintre ele? Că oamenii în lumea religioasă spun că legământul primul e foarte dur, legământul al doilea e legământ de iubire. Așa este. Dacă vă uitați atenți în Biblie, Dumnezeu îi dă legământul și oamenii cred că legământul sunt cele 10 porunci. Nu e așa. Legământul sunt cele 10 porunci, dar mai mult, nu numai cele 10 porunci. Dumnezeu acolo spune așa, dacă eu sunt Dumnezeul tău și dă poruncile, după aceea spune, eu vă voi pune poruncile astea în inimă, le voi scrie în inima și în mintea voastră, le voi săpa. Eu vă voi da o țară care nu e a voastră, vă voi da victorie peste armate mai mari decât armata voastră, vă voi da grădini care nu le-a săpat, eu vă voi da case care nu le-a zidit, eu voi fi cu voi. Toate astea cine trebuie să le facă? Dumnezeu. În viața noastră cine le face toată treaba asta? Când facem o casă, când plantăm o grădină, cine le face toate astea? Noi. Și ce spune Israelul? Când Dumnezeu le spune, eu vă voi pune poruncile în inimă, ce spune Israelul? Vom face tot ce... Cine spune ei că trebuie să facă treaba asta? Noi. Vom asculta tot ce a zis Domnul. Și cât a durat? Câteva zile și au făcut o icoană făcută, o vacă. S-au închinat la vacă. O, sfântă vacă, te rugăm frumos să ne duci în Canaan și să ne salvezi. O, vacă iubită. Deci Dumnezeu spune așa. Tu nu ai putere să faci treaba asta. Așa cum un leopard nu poate să schimbe petele, așa tu nu poți să schimbi inima. Poți să încerci, dar nu reușești.
Numai eu am puterea să-ți dau o inimă nouă. Eu am puterea creatoare să iau inima aia, să-ți dau alta nouă, să te nasc din nou. Numai eu pot să fac treaba asta. Pavel spune, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Cine mă va scăpa din trupul ăsta? Și după aceea tot el spune mai târziu, pot totul în Hristos. Dumnezeu spune, eu voi face treburile astea, eu vă voi schimba caracterul, eu vă voi schimba natura, eu vă voi schimba inima, eu o să vă dau victorie, nu numai lucrurile spirituale, o să vă dau victorie și ajutor când vă clădiți casa, când vă plantați grădina, când intrați și când ieșiți, așa spune, în tot ce faceți. Expresia în ebraică, când intri și când ieși, este în tot ce faci, nu numai lucrurile spirituale. Lucrurile neînsemnate, de zi cu zi, lucrurile mici, când te duci la cumpărături, când te sui în mașină și conduci. Dumnezeu vrea să se implice în viața ta în toate lucrurile. Și când tu te stresezi și zici, noi vom face treaba asta, tu alegi să fii Dumnezeu tău, pentru că treaba asta e treaba lui Dumnezeu, nu e a ta. Ellen White are un paragraf foarte frumos și spune că atunci când învățăm să-L facem pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru, vom înceta să ne stresăm de toate lucrurile și vom avea pace, bucurie și liniște. Și spune așa, Dumnezeu nu ne-a dat grijile astea noastre. Nu le-a dat nouă. Dumnezeu nu ne-a dat grijile astea nouă și noi când le luăm asupra noastră ne facem pe noi Dumnezei. Dumnezeu ne-a pus pe noi să-L punem pe El pe primul loc, să căutăm întâi împărăția Lui. Și toate celelalte Dumnezeu a promis că va merge cu noi. Nu înseamnă că nu lucrezi, frate, nu înseamnă că zicea tatăl meu pică pară mălăiață în gura lui tău. Nu înseamnă că stai gura deschisă și Dumnezeu îți plouă cu mâncare în gură. Ci înseamnă că Dumnezeu te binecuvintează, îți dă ploaie când ai nevoie, îți dă oportunități, Dumnezeu te binecuvintează, merge cu tine, te protejează, te ajută. Oamenii au ales să facă ei treaba asta, să se încreadă în ei, în loc să se încreadă în Dumnezeu. Motivul este... Unul este egoismul și doi, noi nu avem încredere în Dumnezeu. Noi zicem că avem încredere, dar practic avem încredere în noi, nu avem încredere în nimeni altcineva. Deci, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, se repete înainte și după fiecare poruncă. E ca un refren la o cântare. Și zice așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din sclavie. Cuvintele astea care se repetă la fiecare poruncă sunt ca la o casă. Când clădești o casă, pui fundația și toată casa stă pe fundație. Dacă n-ai fundație, se prăbușește toată credința ta, se alege praful de ea. Cuvintele astea sunt fundația celor 10 porunci. Sunt baza. Eu sunt Domnul Dumnezeu. Putea Dumnezeu să înceapă cu porunca a patra. De ce? E o poruncă foarte importantă. Așa e sau nu e așa? De ce a început cu 1 și n-a început cu 4? De ce n-a pus-o pe a 7-a prima? De ce n-a pus-o pe a 10-a prima? De ce a pus-o pe prima? Credeți că e la întâmplare? Fiecare cuvânt din Biblie este ca un măr de aur într-un coș de argint. Fiecare cuvânt e important. Niciun cuvânt nu e așa ca la poliție, îmi vorbesc de dragul de a vorbi. De ce a pus Dumnezeu pe prima? Pentru că pe porunca asta se construiesc ca pe o fundație toate celelalte și depind toate celelalte. Dacă o înțelegi pe asta, nu mai ai nicio problemă să ții celelalte porunci și poruncile devin pentru tine, cum spune David în Psalmul 119, o desfătare. O plăcere, nu ceva greu, o plăcere, o binecuvântare. Zice, zi și noapte meditez asupra legii tale, legea ta este o desfătare pentru mine. În momentul în care înțelegi să-L ai pe Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu, să fie Dumnezeu tău, să n-ai alți Dumnezei, în momentul în care tu-L alegi pe Dumnezeu în fiecare zi, toate celelalte vin de la sine într-un mod natural, fără efort, fără să fie greu. Motivul pentru care oamenii nu reușesc să păzească poruncile, cât de greu ar încerca, este pentru că nu înțeleg introducerea. Nu este bazat pe încercările și pe eforturile omenești, ci pe faptul dacă tu îi ceri prezența lui Dumnezeu, îl rogi ca El să fie Dumnezeul tău. Pe asta se bazează toate. Acum vreau să vă spun de cele două legăminte. Zice așa în Biblie că Dumnezeu a scris poruncile, El a dat lui Moise, Moise a coborât și când i-a văzut pe ea că se închinde la o vacă, ce a făcut Moise? A dat cu ele și le-a spart. Moise s-a dus înapoi pe munte și Dumnezeu i-a dat alte table. Așa este sau nu? Și acolo în Biblie zice noul legământ. Dar dacă vă uitați în ebraică și în engleză, e un titlu, nu știu în română, nu m-am uitat. E un titlu și nu zice New Covenant, nu zice noul legământ, ci zice legământul vechi, dar din nou. Care legământ e al doilea? E unul nou, ceva, adică, astea au fost prea grele, săraci, nu poate să le țină. Hai să renunțăm, poate să fure, poate să mintă, lasă, prea grele. Bă, frate, ne iubim unii pe alții, pacea Domnului, pacea Domnului, saba fericii, ce mai faci? Bine, tu bine, gata, am ținut poruncile. Nu le-a dat Dumnezeu alte păstea, au fost prea grele, hai să mai tăiem din ele, le facem mai ușoare. Exact cum au fost primele, exact așa au fost. Nici o literă schimbată, nimic, exact pe aceleași. Și în titlul acolo în ebraică zice, același legământ, renoit, dat din nou. Dumnezeu nu a schimbat nimic, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu este același ieri, azi și mâine. Dumnezeu nu se schimbă. Noi ne schimbăm, Dumnezeu este stabil.
Deci, al doilea legământ nu este un legământ de iubire și în primul un legământ în care Dumnezeu era plin de ură și de răutate. Dumnezeu, spune Biblia, Dumnezeu este... Toată lumea doarme? Și cum e Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Dumnezeu nu a fost răutate cu oia din Vechiul Testament și iubire cu noi. Dumnezeu e un Dumnezeu drept, un Dumnezeu al justiției, un Dumnezeu care tratează pe toți cu egalitate. Nu se uită că tu ești mai educat, că tu ești îmbrăcat mai frumos, că tu ai o casă mai mare, că tu ești primar. Dumnezeu îi tratează pe toți cu egalitate. Dumnezeu nu i-a tratat pe ăia cu ură și pe ăștia cu iubire. Dumnezeu totdeauna a fost. Ce îi spune Dumnezeu lui Moise? Când trece prin îl pune pe Moise în stâncă, în peșteră și pe aceea Dumnezeu trece. Ce Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă și îndurare, care iartă păcatele și binecuvintează în o mie de generații plin de compasiune și iertare. Vă amintiți? Dumnezeu a fost și nou, și în Vechiul Testament și nou un Dumnezeu al iubirii. Legământul vechi și legământul nou nu sunt diferite. Sunt același legământ dat de două ori pentru că oamenii l-au călcat. Oamenii au zis în primul legământ, Dumnezeu le-a spus, eu voi face treaba asta pentru voi. Voi n-aveți putere, nu mai încercați în puterea umană că nu reușiți. N-aveți decât două variante. Ori încercați și cădeți, vă descurajați, ori încercați, nu reușiți și deveniți farisei și zâmbiți frumos, puneți o mască pretind. Vă prefaceți ca și cum ați fi... totul e bine, în realitate sunt morminte văruite, pe dinăuntru sunt putreziți. Dumnezeu zice, nu încercați. Efortul uman este imposibil. Numai eu am puterea asta. Dacă vreți succes, trebuie să mă alegeți pe mine, să mă chemați pe mine, să aveți prezența mea. Acolo este cheia succesului. Acum, dacă înaintăm puțin după legământ, vreau să vă explic o treabă care zic eu că e foarte importantă. Dacă vă uitați în istorie, Dumnezeu spune, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te-am scos din Egipt, din robie. De ce zice din Egipt, din robie? În comparație cu alte națiuni care erau toate idolatre, Egiptul în istorie a avut cei mai mulți idoli. Nu știu dacă știți, pentru fiecare literă din alfabet, cât era alfabetul lor cuneiform de mare, câte litere aveau în alfabet, n-aveau 27 litere, cât de mare era alfabetul ăla de cuneiform, pentru fiecare literă din alfabet aveau între 25 și 30 de Dumnezei. Deci aveau mii, zeci de mii de Dumnezei. Pentru A, pot să vă citesc câteva din ele, din istorie. Pentru A aveau Achem, Amen, Amin, Aman, Acan. Deci pentru A aveau 27 de Dumnezei. Pentru toate literele la rând. În Egipt, Egiptul simbolizează idolatrie. Și Dumnezeu zice, măi, eu te-am scos din robia idolatriei. Te-am scos din robia lui Satana. Eu te-am scos de acolo. Din cauza asta, eu sunt Dumnezeu tău, să n-ai alți Dumnezei. Dumnezeu i-a scos din Egipt, din idolatrie, din păcat, cum ne scoate pe noi când venim la biserică și ne botezăm, ne scoate din sclavie, din robie, și Dumnezeu i-a scos cu mână tare. I-a scos cu plăgi, i-a scos prin a seca Marea Roșie, vă dați seama ce minune, nici nu ne putem imagina cu mintea umană. I-a scos prin a le da mană și apă. Câți oameni erau acolo? Cine poate să estimeze? În jur de peste 2 milioane, când Biblia spune 600.000 de oameni, în Israel se numărau numai bărbații care mergeau la armată între 21 și 55 de ani. Ai mai tineri și copiii nu se numărau, bătrânii pensionari nu se numărau, femeile nu se numărau. Numai cine mergea la armată. Erau 600.000 de oameni. La ăla te închini, ăla idolul tău. Și atunci, religia nu este ce faci tu pentru Dumnezeu, ci cât de mult renunți tu pentru Dumnezeu. Dumnezeu a renunțat la tot, absolut la tot. Se închina îngerii, era Dumnezeul Universului, a luat ființa asta umană nenorocită, a chinuit aici, a luat păcatele tale și ale mele, a murit, a renunțat la tot pentru tine. Tot ce nu renunți tu pentru Dumnezeu, ăla e Dumnezeul tău. Nu zice cântarea aici, all to Jesus I surrender. Așa cântăm. Că renunțăm la toate și în realitate e numai cântarea cu gura, dar în rest nu renunțăm la nimic. Sau renunțăm numai la ce e ușor de renunțat. Nu ne place să admitem, dar și noi ca și cei din vechime avem idolii noștri. Toate lucrurile care vin pe primul loc în viața noastră, în loc să fie Dumnezeu pe primul loc, care au prioritate în viața noastră, ălea sunt dumnezeii noștri. De-aia zice în Apocalips că tot pământul, în Apocalips 13, tot pământul se va închina fiarei. În traducere, toți care iubesc lucrurile pământești, nu neapărat că te închini fiarei, ci dacă iubești lucrurile astea mai mult decât pe Dumnezeu, fără să-ți dai seama, te închini fiarei.
Spune sora White în Divina Vindecare, pagina 485, că cel mai mare inamic al nostru nu este Satana, ci este egoismul nostru, self. Egoismul nostru, faptul că ne iubim pe noi mai mult, faptul că iubim confortul nostru, faptul că iubim mândria noastră, faptul că nu suntem dispuși să renunțăm, ăla e dușmanul care ne omoară pe noi și care ne distruge șansa la viață veșnică. Și auziți asta în societatea, că nu iau toată ziua de mă doare capul de ei. Follow your heart, urmează-ți inima, fă-i ce-ți place ție să fii tu fericit. Nu, tată, nu faci ce-ți place ție, fă ce spune Dumnezeu, atunci ești fericit. Dacă faci ce-ți place ție, nu te mai gândești ce-i place vecinului sau nevestei sau soțului. Nu te mai gândești cât suferă ceilalți, faci ce-ți place ție. Acum am văzut una care, o, ce frumoasă e, gata, nu mai țin cont de soție, că fac ce-mi place mie și sunt hipnotizat merg după ea. Fă-i ce-i place lui Dumnezeu și atunci ești fericit. Când faci ce-ți place ție, atunci ești blestemat. Atunci Dumnezeu nu poate să fie cu prezența lui în viața ta. Asta a făcut Satana. În Isaia 14 spune, cum ai căzut din cer, Lucifer, stea strălucitoare, zice, ai zis în inima ta, o să mă ridic la nivelul lui Dumnezeu, o să fiu ca Dumnezeu, o să fiu în control, o să fac ce vreau. Ce zic oamenii? Dacă ascultă Dumnezeu, păi ce, sunt sclavul poruncilor? Eu vreau să fiu liber, vreau libertate. Păi când asculți de Dumnezeu, ești liber de la Dumnezeu și devii, nu mai e sclavul lui Dumnezeu, ești sclavul Satanei. Deci nu există linie de mijloc, să nu fii sclavul nimănui. Când nu e sclavul Dumnezeu, e sclavul Satanei, una din două precis. Nu există linie neutră. Vreau să vă spun că Satana, când le spune oamenilor, fă ce-ți place, nu le spune și urmările. Nu le spune faptul că în momentul ăla poți să-ți pierzi familia, poți să-ți pierzi fericirea, poți să-ți pierzi sănătatea, poți să... Nu le spune nimic din toate consecvențele astea, le spune, o să fii fericit. Și apoi nu ne mirăm de ce s-atâtea probleme în familie și în biserică și în societate. Am vrut să prezint puțin partea pozitivă din porunca întâia. Că noi ne gândim că ce, să nu ai alți dumnezei. Asta e negativ, să nu. Negativ, să nu ai. Partea pozitivă, de fapt, sună mult mai bine. Dacă sunt Dumnezeul tău, te voi binecuvânta, îți voi da putere, îți voi da biruință, îți voi da pâine ca în somn, eu îți voi da casa, eu îți voi da grădina, eu o să scriu legea în inima ta și mintea ta, nu o să ai nicio problemă să n-ai alt Dumnezeu. Când eu sunt în inima ta, nu o să ai nicio dorință de alți Dumnezei. Și partea frumoasă este că este la persoana a doua singulară, adică Dumnezeu nu se adresează tuturor. Dumnezeu ți se adresează ție pe nume, personal, ca și cum ar vorbi cu tine, Jimmy sau Costică sau cine ești. Dumnezeu vorbește cu tine personal și spune, eu îți promit că dacă tu ceri prezența mea, ca eu să fiu Dumnezeu tău în fiecare zi, eu îți promit că o să mă ocup de lucrurile astea. Foarte interesant că este prezentat acolo în ebraică, nu ca o activitate care se întâmplă odată, ci ca o activitate care se întâmplă continuu, tot timpul. Într-un cuvânt, nu e suficient să-L alegi pe Dumnezeu când ești botezat și gata, ci trebuie să-L alegi pe Dumnezeu continuu, în fiecare zi, din nou și din nou, din nou și din nou. Cum spune Pavel, mor zilnic. În fiecare zi trebuie să renunți, să zici, Doamne, cer prezența ta, vreau ca tu să fii astăzi Dumnezeu meu și tu să fii azi în familia mea, tu să fii azi în inima mea, tu să mergi cu mine azi la servici, tu să mergi cu mine în mașină, nu mă sui în mașină, nu plec de acasă fără tine, nu vreau nimic fără tine. Și noi avem pretenția că suntem mai buni decât lumea și că noi suntem creștini. Dar în realitate, oamenii pleacă. Tata avea o vorbă foarte rușinoasă, mi-e cam greu să o spun. Când mă vedea că mănânc fără să fac rugăciune, zicea, așa mânca și vaca lui bunicu, tot fără rugăciune, ca tine. Oamenii din societate pleacă din casă fără rugăciune. Noi plecăm din casă fără rugăciune. Oamenii din societate se duc la servici fără rugăciune. Noi plecăm... În realitate, un creștin adevărat nu este unul care se numește adventist, deși noi credem că suntem poporul lui Dumnezeu pentru că avem lumină mai mult decât ceilalți. Dar e una să ai lumină și alta să ai practică. E una să ai teorie și alta să trăiești teoria. Să nu fii numai ascultător, ci și împlinitor. În realitate, creștinul adevărat are prezența lui Dumnezeu. Are prezența lui Dumnezeu. Și asta spune aici, dacă mă invizi pe mine în viața ta cu prezența mea, eu mă voi asigura ca tu să poți să păzești poruncile astea. Am vrut să vă spun, sună acolo așa, eu vreau să fiu Dumnezeul tău, dacă mă invizi pe mine azi, eu îți voi da puterea să le ții și te voi schimba, eu îți voi da biruință.
Dumnezeu, acolo unde tu faci un efort și nu reușești, Dumnezeu promite să te ajute. În Psalmul 63 spune: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Sufletul meu tânjește după Tine. Iubirea Ta e mai bună decât viața? Buzele mele Te vor lăuda totdeauna. Când sunt cu Tine, nu-mi trebuie nimic. Iubirea Ta e mai bună decât apa, mai bună decât bucatele cele mai alese. În prezența Ta e fericire deplină. Doamne, prezența Ta e mai bună decât viața. Poate m-ați auzit pe mine spunând predici, dar când spunea treaba asta, David era în pustia Iudeii. În pustia Iudeii, când am fost acolo, când a oprit autocarul, ne-a zis, uite, acolo era Palatul Irod, acolo sunt peșterile, peste 10.500 de peșteri din zona Masada, uite acolo, și mă uitam, zic, păi frate, de ce se bat ăștia pământul ăsta, că nu-i nimic aici? Palestinienii cu evrei, de ce se bat, că nu-i nimic aici? Și am mers și eu prin deșert puțin, am luat-o, am făcut doi pași prin deșert și ghidul zice, dă-te înapoi, de ce? A luat o piatră mai mare și când a aruncat-o, au ieșit scorpioni din nisip, scorpioni. Erau șerpi, erau scorpioni, nu era apă, nu era mâncare, era soarele cumplit. Păi era acolo, când am fost eu, erau, nu știu dacă poate greșesc, în jur de 50 de grade la umbră, când era la soare. Când am fost la Masada, mă topise în fraților, era un soare de credeam că tâmpesc, credeam că mor acolo, credeam că nebunesc. Era un soare că îmi pleznea capul și mă uitam de pe munte, de la Masada, jos în vale, că era un chioșc unde se vindeau suc de pomegranate cu gheață, zdrobite acolo proaspăt, și îmi curgea apa din gură și ziceam, nu îmi trebuie să mai văd nicio ruină, vreau să beau un suc, că mor aici. În pustia aia, David era cu 600 soldați, plus nevestele, plus copii, o armată de oameni. Dacă Matale era în jurul lui și Saul vine cu armata să te omoare, pentru ce te rogi? Și David zice, nu zice, Doamne, protejează-mă, dă-mi apă pentru soldați, dă-mi mâncare pentru soldați, ferește-mă de Saul, fă dreptate că mă atacă ăsta nevinovat. David nu se roagă, spune, când intru în prezența Ta, Doamne, în sanctuarul Tău, prezența Ta într-un pământ pustiu, unde nu e apă, când te văd pe Tine, nu mai trebuie apă, nu mai trebuie mâncare. Prezența Ta e mai bună decât orice. Te vreau pe Tine mai mult decât apă, te vreau mai mult decât viața. Te vreau pe Tine, Tu ești totul. Când e ultima dată când v-ați rugat așa? Că oamenii noștri când se duc la rugăciune, vreau asta, vreau asta, vreau asta, niciodată nu zice, te vreau pe Tine. E ca și cum te duci la cumpărături și te duci la vânzător, la casier și zice, ce vrei? Pe Tine. Nu-mi trebuie nimic din magazin, te vreau pe Tine. Noi ne ducem la Dumnezeu de dragul binecuvântărilor, nu de dragul relației. Porunca întâia spune că trebuie să-L cauți pe Dumnezeu mai mult decât binecuvântări, mai mult decât celelalte lucruri, de dragul relației, de dragul de a-L cunoaște. Pentru că Biblia spune că viața veșnică nu este ce faci tu, deși noi trebuie să ascultăm. Dar viața veșnică este relația, este să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă îl chemi, cum spunea Moise, vreau să te cunosc, vreau să te văd, arată-mi cine ești. Cum spunea David, vreau să te văd, arată-mi căile tale, vreau să înțeleg cum funcționezi, cum gândești, cum planifici, vreau să te cunosc, vreau să știu cine ești. Cu cât te văd mai mult, cu cât sunt în prezența Ta, cu atâta te vreau mai mult. Porunca întâia pune baza credinței. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, toate celelalte vin în mod natural și ușor, curg de la sine, fără efort. Dacă nu, totul este un efort fără niciun succes. Cine înțelege porunca întâia, le înțelege pe celelalte. Frații mei, cât mai e ceasul? Am timp să intru și într-a doua repede? 10 minute, Domnul să fie lăudat. Mai încercăm puțin. Yeah. Am încercat să tai din până acum două predici. A doua poruncă spune să nu-ți faci chipuri de care? Cioplite. Să nu-ți faci chipuri cioplite. Păi spune în Isaia, foarte interesant, în Isaia 44, să vedeți ce chestie de oameni fără minte. Spune aici, se duce omul la pădure, v-amintiți parabola, taie un copac. Pe vremea aia avea joagăr. Știți ce e la joagăr? Avea bunică, era lung și unul ținea de un cap și unul lung de tot. Noi acum avem drujbă. Se duce omul la pădure, taie copacul. Pâu, cade copacul. Cum face copacul? Zboară, stă de vorbă sau cade ca lemnul? Cade copacul. Bă, a căzut. Iei copacul, îl tai, știu, bă, partea asta de trunchi e frumoasă, e dreaptă, e groasă, o folosesc. Partea aia cu noduri urâtă, crengile alea. Ok. Partea aia merge la foc, uite acolo. Partea asta o face mobilă. Avem aparatura asta, îl băgăm și îl tăiem la grosimea asta și la lățimea asta, îl facem frumos, îl trecem prin cum se numește în română? Abricht, mulțumesc, am și uitat, ok. Îl trecem prin abricht, îl șlefuim, nu știu ce. Din asta facem mobilă și punem acolo la capul patului, acolo punem pernile și plapuma. Ok, din asta facem mobilă. Din asta ne facem, să zicem, niște linguri de lemn.
Nu? Și din asta ce facem? Ne facem un Dumnezeu. Păi din același lemn care tu l-ai tăiat și a căzut ca lemnul, fără să miște, fără să vorbească, nu te aude, nu te vede. Lemnul nu e... Băi, ce mai faci? Bine, mersi. Păi uite, am căzut, m-a tăiat ăsta. Nu poți să ai o conversație cu lemnul. Nu? Zice, bă, stă ca lemnul. Din același copac care l-ai tăiat, din care faci mobilă, din care îl pui pe foc, îți faci un Dumnezeu și apoi zici, te rog frumos, salvează-mă și mântuiește-mă. Păi frate, ia gândiți-vă dacă ți-a casa foc, da? Să admitem că ai inundație sau ți-a foc. Ce trebuie să faci? Trebuie să fugi repede să scape Dumnezeu, că dacă nu se neacă. Nu? Dacă ai un idol făcut din lemn, trebuie să fugi să-l iei, că dacă nu arde cu casa, când arde focul, arde și casa, arde și Dumnezeu. Păi eu credeam că Dumnezeu trebuie să mă salveze pe mine, nu eu să salvez pe Dumnezeu. Dacă eu trebuie să fug să-l salvez, ce Dumnezeu e ăla dacă eu îl salvez pe el? Și oamenii se închină la Dumnezeu de genul ăsta, vă dați seama ce lipsă de creier. Dar noi zicem că ei n-au creier. Dar când vă gândiți, la ce ne închinăm noi? Și dacă intrați în decalog, în spirit profetic, ce spune acolo Ellen White când vorbește de porunca a doua? Foarte interesant. Dacă luați cuvintele din poruncă, spune așa: să nu-ți faci chipuri cioplite. Și acum ascultați cu atenție. Zice: eu sunt Dumnezeul tău care te-a scos din țara robiei. Să nu-ți faci chipuri cioplite în formă de nimic ce este în cer, pe pământ sau sub pământ. Și fii atent. Să nu te închini înaintea lor, pentru că eu sunt Dumnezeu gelos, care pedepsesc părinții în copii până la a treia generație și îi binecuvântez pe cei ce mă ascultă până la 1000 de generații. Ce ați observat aici? Zice, să nu-ți faci chipuri cioplite din nimic, din ce acolo. Cine le face? Cine le face? Cine le modelează? În ebraică zice să nu te închini la lucrarea mâinii tale. Auziți? Nu știu dacă ați înțeles. Să nu te închini la ce ai făcut-o, la lucrarea mâinii tale. Păi noi nu trebuie să avem chip cioplit. Dacă noi ne-am făcut cu mâinile noastre un serviciu bun, o educație bună, o reputație bună, avem o casă ca lumea, avem o mașină bună și ne bazăm pe ele, atunci noi ne închinăm la lucrarea mâinilor noastre. Și spune sora că aceia care se bazează pe lucrarea mâinilor, în loc să se bazeze pe Dumnezeu, își fac chipuri cioplite. Cine dintre noi nu se bazează pe ce a făcut noastră? Să nu te închini la lucrarea mâinilor tale, pentru că asta înseamnă să faci un chip cioplit. E foarte interesant, foarte interesant că în Habacuc zice, capitolul 2, ce valoare are un idol care tu l-ai făcut cu mâna ta? Și apoi zice așa în Habacuc 2 cu 18, zice, acela care se încrede în his own creation, acela care se încrede în ce a făcut el cu mâinile lui, auziți, acela are idoli. În Habacuc 2, acela care se încrede în lucrarea mâinilor lui. Fraților, cine dintre noi nu se încrede în lucrarea mâinilor lui? Am o întrebare pentru noastră, foarte ciudată. Dacă idolii ăștia de fier, de aur, de lemn, dacă ăștia nu există, n-au, nu te aud, nu te văd, nu vorbesc, nu te ajută, sunt lemn, mort. De ce Dumnezeu zice, sunt un Dumnezeu gelos? De ce Dumnezeu gelos? Că dacă ar fi un idol adevărat... Haideți că terminăm în câteva minute. E ploaia târzie, nu? Vreți să terminăm acum și să continuăm mâine? 5 minute. Așa am primit instrucțiuni, încă 5 minute. Mai este har. Mai e har și pentru... Ok. Auziți, fraților, de ce nu se întâmplă nimic? Vă asigur eu că nu intrați la apă. Nu intrați la apă, nu vă scurtați. Treaba e să nu vă umflați la apă. Frații mei, de ce este Dumnezeu gelos? Că dacă un idol ar fi adevărat, ar vorbi, ar avea putere, băi, mi-e frică, dacă ăla câștigă, dar dacă sunt lemne fără viață, nu puteau, nu vorbesc, n-au nicio putere, de ce e Dumnezeu gelos pe niște piese de lemn sau niște piese de aur? De ce e Dumnezeu gelos? Ce credeți? Are motiv să fie gelos? Așa e, eu sunt Dumnezeu gelos. Auziți de ce? Foarte interesant. Două motive. Primul motiv: dacă ar fi Dumnezei adevărați, ar fi rău. Dacă nu sunt Dumnezei adevărați, ci sunt piese de lemn, sunt animale, sunt în sfârșit piese de fier, dacă nu sunt Dumnezeu adevărați, atunci este rău prin faptul că atenția noastră se schimbă de la Dumnezeu la altceva și în loc să ne bazăm pe Dumnezeu, ne bazăm pe altceva. Auziți ce zice aici? Izraeliții erau înconjurați de națiuni care toți se închinau la idoli imaginari. În momentul în care ei
au început să se închină la idoli imaginari, nu mai aveau relație cu Dumnezeu și în felul ăsta începeau să păcătuiască precum națiunile din jur. De câte ori poporul se închina la acești Dumnezeu imaginari, vinte. Dumnezeu este un Dumnezeu zelos, al meu tot spunea, bă, nu mai bate, mă, respectă-o, mă, că așa o să facă și copiii tăi. No, copiii mei mă iubesc, uite ce scumpi sunt, nu mâncă eu, mă, pe ei. Erau de 2 ani și de 3 ani. Au trecut câțiva ani, ani în urmă, înainte să plec eu în America, erau mari copii și acum copiii o băteau pe mama care bătuse pe mama ei, adică pe bunica. Și mă gândeam, bă, câtă dreptate, au crescut văzând părinții că nu-și respectă părinții, acum nici ei nu-și respectă părinții. Mi-amintesc pe un pastor care mergea și făcea din când în când așa. Și băiatul lui, când pastorul pleca de la Amvon, pastor foarte bun, prieten cu mine, respect și iubesc. Băiatul lui mergea în spatele lui și făcea așa, așa. Copilul meu, când dirigeam eu corul în București, se vedea așa în spatele meu și dirigea așa, așa. Aluia, aluia, aluia. Copiii fac ce văd. Copiii, Avram a mințit că nevasta e sorusa, Isaac a mințit că nevasta e sorusa. Copiii fac ce văd. Păcatele se transmit, dar partea bună este că atunci când se pocăiește, se zice, sufletul care se pocăiește va fi salvat. Când un om se întoarce, Dumnezeu îl iartă pe loc. Frații mei, încetăm aici. O să continuăm mâine, încercăm cu porunca a doua și a treia. Aici am avut trei, pentru că am făcut și introducerea. Mâine o să fie mai bine că nu-s decât două. Ok, am sărit peste punctele importante. Bun. Frații mei, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de iubire și îndurare. Când Moise zice, vreau să te cunosc, arată în caracterul tău, Dumnezeu nu-i spune, uite, am putere, am sfințenie. Dumnezeu spune, Dumnezeu este Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, gata să ierte, gata să ajute, plin de compasiune. Când noi spunem, Doamne, vino în inima mea, Dumnezeu stă la ușă și nu trebuie să te rogi de El. De-abia așteaptă să intre. El se roagă de tine. Când tu îi spune, vreau să fii Dumnezeul meu, vreau să vii în familia mea, vreau să vii în inima mea, vreau să rămâi cu mine azi. Când facem treaba asta, Dumnezeu lucrează, chiar dacă tu nu vezi. Pentru că e ca o școală, e o luptă de o viață, e o creștere de o viață. Chiar dacă tu nu vezi, Dumnezeu este în stare să salveze pe fiecare, chiar și pe tâlharul de pe cruce. Dar Dumnezeu ne cheamă pe noi, dacă vrei să fii poporul lui, nu-i suficient să ajungi la biserică, e bine, dar nu-i suficient. Dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu, nu-i suficient să încerci să păzești poruncile. Trebuie să-L chem pe Dumnezeu în viața ta, să-L pui pe primul loc pe El și împărăția Lui și neprihania Lui, să n-ai alți Dumnezeu în sensul că zici, Doamne, vino în inima mea, fii Dumnezeul meu. Tu când îl inviți, Dumnezeu îți respectă, îți alege astăzi. Și eu zice, eu și casa mea am ales deja. Tu când îl alegi pe Dumnezeu, asta este, partea ta e alegerea. Schimbarea inimii e partea Lui. Tu nu poți să schimbi inima ta, dar El poate și-a promis să facă treaba asta și Dumnezeu nu minte. Dacă tu faci ce s-a spus Dumnezeu în fiecare zi, să-L inviți pe El să vină în viața ta ca să fie Dumnezeul tău, Dumnezeu a promis că le va schimba inima și că nu o să ai alți Dumnezei. Este o promisiune, nu este o regulă. Este o regulă, dar este o promisiune în care El spune, El va împlini lucrurile astea, El le va scrie în inima ta și în mintea ta. Haideți să ne rugăm să încheiem. Doamne din cer, de multe ori suntem tentați să credem că cele 10 porunci sunt niște reguli destul de grele care nu reușim să le ținem. Dar în realitate în Biblie sunt niște făgăduințe, e legământul Tău cu noi. Legământul prin care Tu ne-ai promis că Tu vei face lucrurile astea în viața noastră, Tu o să ne dai biruință, Tu o să înscrii poruncile în inima noastră, Tu o să ne dai o inimă nouă, Tu o să ne dai biruință, Tu o să ne ajuți cu viața de toate zilele, cu toate nevoile noastre, cât de mici, pâinea noastră, casele noastre, mașini, tot ce avem nevoie, Tu ne iubești și Tu o să te ocupi de noi. Și totuși, Doamne, suntem stresați pentru că de multe ori noi ne bazăm pe lucrarea mâinilor noastre și pe ce planificăm noi și ce facem noi. Și în felul ăsta ne facem pe noi Dumnezei. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să înțelegem valoarea acestei porunci care este fundația celorlalte porunci. Să te facem pe tine Dumnezeul nostru mai presus de orice altceva. Tu să fii primul și nimic să nu fie înaintea ta. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin.